este unul care îl datorăm doamnei Onciu, directoarea acestei instituții. În acest an aniversar al Bibliotecii Municipale, agenda vine să aducă spre noi, cei contemporani, despre rolul și misiunea bibliotecii în comunitate. Dar toate astea nu s-ar fi putut realiza fără a-l aduce în prezent pe Vlad Pohilă. Când spui Vlad Pohilă, reacțiile, bineînțeles, sunt multe și toate pozitive. Noi, cei de la Biblioteca Municipală Bogdan Petricei cu HT-ul, am avut sentimente de simpatie, recunoștință, curiozitate, afecțiune, apreciere, admirație, gratitudine pentru această persoană. În acest an, dar chiar și astăzi ne-am mijlocit, Vlad Pohilă ar fi împlinit 69 de ani. Destinul a urzit ca de la sfârșitul mileniului 2 să meargă alături de Biblioteca Municipală Bogdan Petricei cu HD-ul, în aceeași direcție fiind de prin anii 90, prezent în viața profesională, care era de fapt și viața personală a lui Vlad Pohilă. Sunt oameni care susțin în viața lor doar un singur examen. Vlad Pohilă i-a urzit soarta să susțină mai multe examene grele și totdeauna le-au trecut, dar a știut să le treacă cu bine. L-a ajutat caracterul pe care îl avea, inteligența, dar și dragostea aparte față de părinți, surori, rude, profesori și noi oamenii, prietenii, scriitorii, profesorii, bineînțeles, bibliotecarii care i-au fost alături. L-au ajutat și lecturile. Cheia ieșirii lui Vlad Pohilă în afara contextului și chiar în afara timpului a fost și rămâne a fi lectura. L-au ajutat să evadeze din context și limbile pe care le-a știut și le-a practicat. Așa cum recunoștea însăși Vlad Pohilă, limbile mi-au deschis niște ferestre largi spre alte lumi. Știm, suntem într-un timp, cunoaștem că Vlad a fost într-un timp nefast, când se punea la îndoială limba pe care o vorbeam, independența țării.